Union FM, vocea Dornei. Doamnelor și domnilor, invitata specială a telefonului zilei de astăzi este doamna Iulia Negrea, din partea Asociației Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Să rămână, doamna Iulia, și la mulți ani tuturor copiilor din viața dumneavoastră, nu doar a copiilor de care aveți grijă la Casa Vladimir, așa cum cunoaștem noi cei din Dorna și Țara Dornei, asociația pe care o conduceți. La mulți ani încă o dată! Mulțumim, domnul profesor, la mulți ani tuturor copiilor din lume, să le dea Dumnezeu sănătate și numai bine, să aibă an mai bun să fie, fără restricții. Noi astăzi am reușit să deschidem, să redeschidem centrul de zi. Am început să le dăm mâncare caldă copilașilor. Până acum, în perioada de pandemie, le-am dat hrană rece, o dată pe săptămână, am trimis acasă. Astăzi, sub formă de catering, toți copilașii primesc veselă de unică folosință, o porție de ciorbă, un felul doi, pâine și desert. Vom funcționa până putem intra în condiții normale, cum am funcționat înainte de pandemie. Adică condițiile normale fiind... Să intre, să stea la masă. Să stea la masă în sala în sala de mese, da. Astea ni se par nouă condiții normale, dar deocamdată nu putem. Iar acum vin părinții după hrana caldă. Acum vin părinții la cei mici, iar cei mărișori vin ei. Vin ei, personalul nostru este îmbrăcat corespunzător, cu mănuși, cu halate, cu mască, cu tot ce trebuie, ca să nu există probleme. Să nu riscăm nici noi, nici copiii. Am văzut și eu imaginele pe care cameramanul nostru de la Orion TV le-a filmat. Am văzut ciorbele pregătite pe masă, frumos, la intrare. Da, mâncarea este proaspătă, zilnic, cum a fost și până acum. Numai singura deosebire că le punem în caserole și mănâncă acasă, nu în centru. Da, a fost destul de complicat în urmă cu două luni și jumătate, pentru că oamenii nu respectau distanța și ați găsit soluția cea mai bună. Am găsit soluția să primească acasă pachetele. N-a fost simplu pentru noi, pentru că săptămânal făceam 150 de pachete cu zahăr, ulei, făină, orez, unt, cașcaval, pui, tot ce am putut pune în sacoșe. Da, și au fost foarte prompt și adevărați profesioniști și băieții de la Salvamont, pentru că ei au dus hrana acasă. Da, ne-au ajutat și au dus hrana copiilor. Noi n-am avut nicio grijă când ne îmbolnăvim copiii, că s-a ajuns la fiecare copil în parte și au primit pachete. Deci de la 1 iunie, chiar începând cu ziua lor, nu? Ziua copiilor. Ziua copilului, da. Așa s-a nimerit, nu ne-am gândit noi neapărat. Am încercat acum 2 săptămâni să deschidem, era prea devreme, jandarmii nu ne puteau asigura nicio protecție, că și acum sunt doi băieți de la jandarmerie sau în curte, nu sunt ghesuie copiii, dar nu. Copiii văd că sunt civilizați deocamdată. Eu în perioada aceasta am avut și eu ore online, iar dintre elevii mei, 2 sunt elevi pe care îi aveți. Da, la a fost destul de greu. Au participat copiii la ore. Greu pentru că s-au stat în casă. Deci am respectat ordonanța 8, n-au ieșit copiii deloc din casă. Supraveghetoarele au stat 14 cu 14, deci intra una cu analiză de COVID făcută, stătea 14 zile permanent în centru, ieșea, intra alta 14 zile. După 2 săptămâni când se întorcea cealaltă, își făcea din nou analiză, stătea copiii. Deci copiii au fost izolați, toți cei 10 copii ai noștri izolați în clădire, total, n-a intrat nimeni străin în clădire decât supraveghetoarea care făcea analiză și atât. Da, câți copii mai sunt acum 10. Permanent? 10 copii. 10, da. Au trecut cu bine, n-am avut probleme, n-au fost bolnavi. Unul singur, cel mai mic, și-a rupt un deget când s-a jucat în joacă și am ajuns cu el la spital. Cât ne-am ferit noi să ne ajungem în spital, a trebuit să mergem. Am intrat prin cort, l-a pus în jeep, s-a trecut și asta. Noi vom reveni cât de repede la Casa Vladimir să discutăm într-un interviu pe larg, pentru că vin vremuri grele. Vin vremuri grele din punct de vedere economic și trebuie să facem să faceți un plan dinainte, să vedeți pe cine puteți conta
și noi punem umărul așa cum am făcut-o încă de la început cu, cu părintele mulțumim. Mihai. Mulțumim mult, domnul profesor, știu că sunteți cu noi. Orion Media merge mai departe, am început da. Împreună, mergem împreună, doamna Iulia, și nu pot decât să vă urez sănătate dumneavoastră și echipei de, de oameni cu inimă mare de lângă dumneavoastră. Da, mulțumim, mulțumim tare mult, o zi bună să aveți. Și numai bine.